dar avem nevoie, mai avem nevoie și de saltele și perne confortabile. A, da. Și ce bine că ne ajută colega Mimi să le alegem. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Bună, simpaticilor, pentru că știu cât de important este să avem un somn odihnitor. Săptămâna aceasta la rubrica de Deco vorbim despre saltele și perne. Cum facem achiziția potrivită, aflăm acum. Marcela, de ce este atât de important să fim atenți atunci când alegem saltelele și pernele? Este foarte important să-ți alegi salteaua potrivită, pentru că este produsul pe care tu îl folosești cel mai mult, între 6 și 8 ore în fiecare zi. Salteaua este importantă pentru că îți asigură pe de o parte suport, dar și confort. Iar faptul că tu te simți bine a doua zi depinde de modul în care dormi în timpul nopții. Toate produsele legate de echipamentul de somn sunt foarte importante. Somiera, salteaua, protecția de saltea, perna, pilota, lenjeria, toate fac ca tu să ai un somn odihnitor. Ce trebuie să fim atenți atunci când vrem să facem o astfel de achiziție? Este foarte important să consulți un expert în echipamente de somn, pentru că fiecare are nevoile lui și expertul trebuie să înțeleagă dacă clientul are probleme sau nu de spate, dacă pozițiile de dormit, doarme cu partener sau fără partener, este călduros sau friguros. Sunt o mulțime de aspecte pe care trebuie să le aibă în vedere. Și discutând cu un consultant să-și aleagă salteaua care îi se potrivește lui cel mai bine. De câte tipuri sunt saltelele? Din punct de vedere al nucleului, există trei categorii importante de saltele. Saltele care au nucleu cu arc, saltele care au nucleu din latex natural, saltele care au nucleu din spumă. Din punct de vedere al matlaseului, aici este atât de mare varietatea, de la latex, memory foam, fibre naturale, fibre sintetice. Când vine vorba despre duritatea saltelei, există un anumit tipar pe care să ne-l recomanzi? Ce cred eu că nu se înțelege foarte clar este că nucleul are rol de susținere și el trebuie să fie unul de foarte bună calitate, dar dacă mergem doar cu nucleu ferm și nu construim deasupra un matlaseu confortabil, vom avea presiune foarte mare pe umăr sau pe șold. Ce ne recomand să cumpărăm prima dată? Patul în sine sau salteaua? Pe amândouă, pentru că o saltea nu levitează, ea are nevoie de un suport potrivit respectivei saltele. Mă refer la faptul că o saltea cu arc are nevoie de o susținere foarte bună și trebuie o somieră fixă. O saltea cu latex sau cu spumă are nevoie de o somieră flexibilă, pentru că este nevoie ca respectivul produs să se adapteze mai ușor la forma corpului și somiera îl ajută. Când vine vorba despre perne, la ce ar trebui să fim atenți? Există o diferență foarte mare între nevoile bărbaților și nevoile femeilor, datorate faptului că diferența între umăr și gât este mai mare la bărbați decât la femei. Evident că și în cazul pernei are legătură cu modul în care fiecare a fost obișnuit să doarmă până în momentul în care decide să schimbe o pernă. Dacă perna a fost una clasică cu puf natural sau sintetic și decizi să treci pe o pernă cu memory foam, cu latex, trebuie la fel să înțelegi că confortul este foarte diferit și că ai nevoie de o perioadă de adaptare. Legat de igiena saltelei, cum putem avea grijă de ea ca să ne bucurăm cât mai mult timp de saltea? O saltea, în normal, o folosim 70 ani din motive fix de igienă și atunci este foarte important să o protejăm. Pentru asta trebuie să folosim o protecție impermeabilă. Aceleași reguli se aplică și pernei? Da, evident, pentru că tot ce adunăm în păr introducem în timpul somnului în pernă și apoi le inhalăm. Deci este foarte important atât pentru saltea cât și pentru pernă să folosim protecție impermeabilă. Vorbește lumea la cafea, se aude tare.